Un meteorit a luminat puternic cerul României și a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut că este vorba despre un avion cu probleme tehnice. Meteoritul s-ar putea să fi căzut în Bulgaria. Autoritățile de acolo au anunțat că în regiunea Vidin s-a auzit un bubuit puternic. Echipe de poliție au fost trimise imediat în zonă pentru control. Nu există informații care să facă referire la persoane rănite, incendii sau pagube materiale. Potrivit autorităților române, citate de presa din Bulgaria, este posibil ca meteoritul să fie explodat în aer. Pe rețelele sociale, sute de oameni au raportat că au văzut o lumină strălucitoare pe cer și au auzit un bubuit puternic. Verificarea este în curs. Miercuri la ora 8 dimineața, șeful Direcției Regionale a Ministerului Afacerilor Interne din Vidin, Petar Coțin, va face o declarație. După ce în zona Lupeni-Uricani, pe cer a fost observată o lumină puternică cu flacără și zgomot care s-a deplasat în mare viteză către sud, la mică distanță peste creasta masivului Vulcan. Salvamontiștii aflați în tură operativă în bazele Salvamont Hunedoara și Salvamont Gorj au intrat în alertă, prima supoziție fiind un avion cu probleme. Se arată într-o postare de Facebook a Salvamont Gorj. Situația se anunță foarte incertă, întrucât nu existau apeluri la 112 cu privire la acest eveniment și nici nu era declanșată o alertă de aeronavă cu probleme sau prăbușită. Informații și imagini ulterioare le-au permis salvamontiștilor să își dea seama că este vorba de un meteorit care a urmat o traiectorie pe linia Stănești-Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, relatează știrile ProTV.ro.